Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și continui serialul despre respirație, miniserialul nostru despre respirație, și vorbim în continuare despre exerciții pregătitoare pentru respirația corectă. Astăzi vom discuta despre relaxarea umerilor. De ce fac această discuție? Fiindcă foarte frecvent o poziție incorrectă a umerilor și a părții superioare a cutiei toracice împiedică respirația naturală, corectă. Gârbovirea umerilor nu permite extinderea bună a pieptului și antrenează în același timp și scăderea capacității de respirație. Seria de exerciții pe care încep să vă prezint astăzi, de mini-exerciții de fapt, ne permite să destindem și să flexibilizăm articulațiile umerilor. Menținem aceeași poziție de care vorbeam zilele trecute, în picioare cu genunchii ușor îndoiți, și efectuăm astfel primul mini-exercițiu. Iată în ce constă. Procedăm ca și cum, ridicând ambele umeri, dorim să ne atingem urechile. După ce ajungem la amplitudinea maximă cu ridicarea umerilor, încercăm să menținem această poziție pentru foarte puțin timp și apoi relaxăm brusc. Repetăm acest exercițiu foarte simplu de 5 ori la rând. Mâine vom continua cu alte mini-exerciții pentru activarea unei respirații corecte. Până atunci vă doresc o zi minunată. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept cu plăcere la următorul Minut de Spiritualitate.